A fost ploaie de goluri în Liga a patra. În penultima rundă din sezonul regular s-au înscris 44 de goluri. Primele două clasate din cele două serii au câștigat fără drept de apel în weekend, în schimb, echipele de pe locul 3 au pierdut surprinzător. În seria 1, CS Drobeta a realizat scorul etapei după ce s-a impus cu 8-0 în duelul de pe teren propriu, avut împotriva echipei AS Victoria Strehaia. Un galop de sănătate a izbutit și Pandurii Cerneți în duelul câștigat cu 7-1 cu AS Noapteșa. Surpriza a venit de la AS Strehaia, care a pierdut cu 2-3 în deplasarea de la Coșuștea Căzănești. Iată rezultatele complete din seria 1. Derbiul seriei a doua dintre Viitorul Cujmir și Victoria Vânjumare a fost câștigat la scor de neprezentare de gazde. Recolta Dânceu a profitat la maximum că liderul CS Drobeta a stat în această rundă și a reușit din nou să îi egaleze pe severineni. Campioana în titlu s-a impus cu 4-0 în deplasarea de la Inter Salcia, dar iată rezultatele integrale din seria a doua.